Crezi că acei tineri care au plecat, pentru că discutam adineauri, care sunt plecați în străinătate, pentru că tu spuneai că ai ales să te întorci acasă și să nu pleci dincolo, crezi că îi putem readuce înapoi în Zalău? Să se întoarcă înapoi la familiile, la părinților, la bunicilor? Da, da, absolut, absolut. Și am discutat cu foști colegi, am discutat cu prieteni care au plecat și care mi-au spus... Mi-am făcut o situație în străinătate, am ajuns să am o situație financiară în regulă, să am o familie și m-aș întoarce. Dar nu m-aș întoarce în primul rând pentru bani, ci m-aș întoarce în primul rând pentru servicii. Vor școli moderne, vor spitale cu condiții în care să mergi și să-ți rezolvi problema, nu să te îmbolnăvești. Vor, cum spuneam, un drum fără gropi, un trotuar frumos amenajat, o parcare în care să-ți poți lăsa lucrurile, fiindcă Zalău e un oraș superb. Chiar mă uitam și am circulat foarte mult prin țară în ultimele luni. Perioada asta anului e verde, găsești rute turistice, te poți plimba, poți ieși cu familia. Dar trebuie să ai aceste condiții, trebuie să ai un teatru, un cinematograf decent, zone unde să poți ieși de loazir, să te poți învârti în jurul orașului, să ieși la un grătar, să ieși cu prietenii, fiindcă asta e până la urmă. Avem o viață și e foarte important ce facem cu ea.